Dosar de politician, suntem la a doua parte, ediție specială. Invitatul meu este primarul general al Capitalei, doamna Gabriela Firea. Bună seara, doamnă, mulțumesc pentru prezență. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Vă propun să intrăm abrupt oarecum în subiect, făcând o mică paranteză. Astăzi, cei de la USR Plus și-au anunțat candidații pentru primăriile de sector din București. Din informațiile noastre, în această săptămână, săptămâna viitoare, liberalii își vor anunța la fel candidații pentru primăriile de sectoare, dar foarte important, și partidul condus de Victor Ponta, Pro-România, va avea de asemenea o abordare în a-și desemna candidați la primăriile de sectoare și poate chiar la Primăria Generală a Capitalei. Așadar, vom avea o inflație de candidați, deși acum câteva săptămâni se vorbea de un fel de candidați unici din partea dreptei, care să se confrunte cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră, primarii PSD de la sectoarele din București, toate primările de sectoare fiind conduse în acest moment de membrii ai Partidului Social Democrat. Așadar, este posibil să avem chiar un reprezentant pro-România la Primăria Generală, poate un reprezentant al PNL, poate un reprezentant al Partidului Plus, dacă rămâne Nicu Șordan în cursă, nu este foarte clar. Cei de la Partidul Mișcarea Populară, de asemenea, vor intenționa să-și desemneze candidați. În concluzie, vom avea un excedent de candidați, vor fi mulți jucători pe piață în acest moment. Aș porni discuția de la ce a publicat și presa în ultimele 3-4 zile, negocierile eșuate dintre PSD și Pro-România lui Victor Ponta, deși dumneavoastră spuneați acum câteva zile că sunteți dispusă să aveți un parteneriat, să faceți o alianță electorală cu Pro-România. Noi ne-am dorit și ne dorim în continuare o alianță cu Pro-România, de asemenea cu alte și cu alte formațiuni politice, care consideră că programul meu de guvernare locală a fost dus în mare parte la bun sfârșit în acești 4 ani și care, de asemenea, cred că ceea ce gândesc eu pentru următorii 4 ani, pentru București și, de asemenea, echipa mea, sunt lucruri foarte bune pentru bucureșteni. Aveți dreptate, suntem în acest moment într-un impas, dacă poate fi numită așa, situația în care nu semnăm încă nimic, niciun protocol, niciun document. Sunt discuții până la urmă, dar într-adevăr zilele trec cu rapiditate. Ne apropiem cu pași rapizi de perioada de alegeri, în cazul în care se organizează, pentru că viața politică este atât de fluctuantă și imprevizibilă de foarte multe ori, încât ne putem aștepta să se anunțe că nu vor mai avea loc alegeri locale anul acesta și se vor transfera pentru anul viitor atât cele locale cât și cele generale, deci parlamentare. Repet, eu mă aștept la absolut orice. Aveți informații sau este doar o speculație? Pentru că data pare a fi bătută în cuie, 27 septembrie. Credeți că guvernul liberal ar putea să provoace o surpriză? Aveți informații în acest sens sau este doar o speculație a dumneavoastră? Nu sunt speculații, sunt aspectele pe care le discutăm în ședințele pe care le avem, informațiile pe care ni le transmite președintele partidului Marcel Ciolacu, probabil din discuțiile la nivel înalt care au loc în toată această perioadă și în mai multe ședințe de comitet executiv ne-a spus că este posibil, în funcție de evoluția pandemiei, să se amâne inclusiv alegerile locale, precum și cele parlamentare, pentru primăvara anului viitor. Nu a dat această informație cu certitudine, ci cu un grad de probabilitate. De aceea v-am spus și eu că probabil pe această situație incertă se bazează și cei care încă nu vor să încheie alianța, așteptând să vadă ce se mai întâmplă, practic cumpărând timp, încercând să meargă într-o zonă cât mai sigură, deci cât mai safe, în care cu adevărat să avem o dată a alegerilor, un calendar pentru toată perioada electorală și preelectorală și probabil fiecare așteaptă ultima zi în care se mai pot înscrie alianțe electorale.
Am citit și eu câteva titluri în ziare, și anume că eu laș, ghilimele, forța pe domnul Ciolacu să negocieze în genunchi, citesc din nou, cu Victor Ponta, oferind cu mare dificultate un număr mare de parlamentari pe listele PSD în țară, doar de dragul Gabrielei Firea pentru a se realege primar general. Vreau să vă spun că nu am făcut niciodată așa ceva, nu am exercitat nicio presiune politică sau de altă natură asupra colegilor mei, chiar am fost la câteva întâlniri cu reprezentanții pro-România, cu Victor Ponta, cu domnul Marian Neacșu, cu domnul Mocioalcă, cu de asemenea cu domnul Bănicioiu, și au fost surprinși și ei că am fost extrem de rezervată și echilibrată, nu am bătut cu pumnul în masă, așa cum se scrie în presă, și anume să se dea orice pro-României doar ca să se încheie alianța în favoarea Bucureștiului și a câtorva municipii care au nevoie de această alianță. Nu aș vrea să facă sacrificii partidul pentru mine. Eu sunt în stare de sacrificii și am demonstrat acest lucru. În primul rând, sacrificiul pentru țară, sacrificiul pentru echipă, pentru colegi, pentru familie, dar niciodată nu o să cer nimănui să dea ceea ce nu dorește să ofere doar pentru mine. Știți cum se spune? Dacă voi câștiga, va fi meritul echipei. Dacă voi pierde, va fi strict din cauza mea. Eu știu ce înseamnă politica. Politica este foarte dură. De multe ori, cei de lângă tine nu înțeleg faptul că dacă tu pierzi, este și o pierdere a lor, a echipei politice, și dacă tu câștigi ca primar, și aici nu mă refer doar la mine, ci la toți primarii din țară, este până la urmă și scorul partidului. Sunt convinsă că am și colegi care nu mă simpatizează foarte tare și probabil unii dintre ei pun numărul ca această alianță cu Pro-România să nu se realizeze. În orice caz, eu îmi duc soarta și personală și politică, spun eu, cu demnitate și niciodată nu voi exercita niciun fel de presiune, așa cum nu am făcut-o până acum, asupra colegilor mei să ofere ceva care este considerat prea mult unui alt partid politic doar pentru a mă sprijini pe mine. Noi vedem ce se întâmplă în București. Dreapta se unește cu un singur candidat la primăria capitalei. Înțeleg că stânga are ezitări. Nu-i nicio problemă. Centrul stânga are ezitări. Asta este situația. Păi nu e foarte clară nici situația în zona de dreapta, pentru că, repet, ați văzut știrea astăzi, cei de la USR Plus în alianță electorală vor fuziona cel mai probabil până la alegerile locale, cele două partide, și au anunțat primarii de sectoare, deși liberalii erau în negocieri cu ei pentru a avea candidați comuni. Deci nu e lămurită nici pe partea dreaptă situația, dar nici pe partea stângă, să le numim așa. Chiar dacă cei de la USR nu sunt chiar de dreapta. Da, aveți dreptate, dar pentru Primăria Capitalei, candidatul anunțat până în acest moment, noi vorbim ceea ce se întâmplă astăzi. Ceea ce poate va fi săptămâna viitoare e o altă discuție și eu vom analiza dacă se va schimba ceva radical. Dar pentru Primăria Capitalei, forțele de dreapta s-au unit cu un singur candidat. E adevărat, la sectoare nu există același aplomb pentru unificare și dați-mi voie să vă spun care cred eu că este de fapt strategia politică. Partidele din zona de dreapta gândesc de următoarea manieră. Pentru Primăria Capitalei s-au unit cu un candidat comun, dar pentru sectoare cred că vor să candideze separat pentru a-și maximiza șansele la consiliile locale. Probabil citesc sondajele de opinie, văd că este dificil să câștige anumite sectoare și atunci au de ales dintre două rele. Și preferă răul cel mai mic, și anume să meargă împreună pentru Consiliul Local în sensul unei alianțe post-electorale, dar asta înseamnă să meargă separat în alegeri. Pentru că nu întotdeauna 1 plus 1 fac 2 în politică. Dacă merg de la început împreună în alianță, vor obține un scor pe care îl vor permanentiza în majoritatea sau nu a Consiliului Local respectiv. Pe când dacă vor candida separat,
după alegeri pot să realizeze o alianță în vederea creării unei majorități în consiliile locale. Eu cred că aceasta este, de fapt, miza evenimentului organizat astăzi. Da, sunt informații interesante, o analiză interesantă a dumneavoastră. Asta înseamnă, dacă veți câștiga al doilea mandat, că veți fi, practic, în opoziție cu Consiliul General. Cel puțin și sondajele arată acest lucru. Veți fi, nu știu, ca Traian Băsescu în anii 2000, când a câștigat primul mandat de primar. Veți fi primar cu un Consiliu General ostil. Ce ați putea face în situația asta? Plecând de la scenariul ăsta ipotetic, ce marjă de manevră pentru proiectele dumneavoastră veți mai avea? Situația, într-adevăr, nu este una fericită, având în vedere faptul că acești 4 ani au însemnat o perioadă foarte grea pentru tot ceea ce a însemnat relația din Consiliul General. Noi am avut o majoritate simplă, nu calificată. Practic, PSD și ALDE au avut împreună 28 din 55 de consilieri generali. Orice coleg care nu putea să vină la o ședință de consiliu, dacă se îmbolnăvea sau pleca în străinătate sau avea o problemă de familie, însemna să nu mai avem majoritate, iar din nefericire, spun, pentru proiectele capitalei, USR și PNL nu au votat cele mai importante proiecte. Practic ne-am clădit și ne-am bizuit toate proiectele din acești bani strict pe majoritatea PSD, ALDE, și au fost câteva situații în care am fost sprijiniți punctual, în special la proiectele în domeniul sănătății și cele din infrastructură, de PMP. Au fost, într-adevăr, dar foarte puține, cred că nici la 1% situații în care au mai votat și colegii consilieri generali de la PNL. Dar, din păcate, a fost o opoziție realmente nesăbuită în raport cu cetățenii. Pentru că înțeleg politica, înțeleg faptul că trebuiau să facă o opoziție dură față de primarul general, dar una este să te poziționezi politic împotriva unui primar sau a unui ministru, să spunem, sau a unui coleg din Parlament, și asta, alta este să sabotezi proiectele pentru o comunitate. De aceea cred că în situația descrisă de dumneavoastră, dacă aceasta se va întâmpla după alegerile locale, fiecare proiect va trebui să fie, cum am făcut și în acești 4 ani, discutat cu forțele politice, și cred că va trebui să mă adresez mult mai mult cetățenilor, care să-i convingă pe aleșilor din Consiliul General să voteze anumite proiecte. Așa da. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, la proiectul de la prelungirea Ghencea, la unele proiecte din sănătate. Vreau să vă spun că nici cel mai recent obiectiv inaugurat, supraalergirea de la fabrica de glucoză, nu a fost susținut în Consiliul General de către consilierii generali PNL și USR. De aceea spun, din păcate, la noi politica, și ascultam ora de dinaintea discuției noastre, politica merge mult mai departe față de țările democratice, în sensul că dăunează, practic, proiectelor de dezvoltare pentru respectiva comunitate. Da, asta e greu de înțeles, de ce votez să se facă un drum sau să se lărgească, practic, o cale de acces din oraș, și v-au dat o motivație, nu erau mulțumiți cu licitația, ce nu le conveneau, de curiozitate? Nu, sub nicio formă. Cei mai mulți pretindeau că sunt în sală. Nu, de fapt, erau în sală, dar pretindeau că nu sunt în sală, scoțând pur și simplu cartela. Astfel încât, în momentul în care cetățenii citesc voturile pe site-ul primăriei capitalei, nici măcar să nu vadă că nu au votat, sau că au votat împotrivă sau s-au abținut. Adică limbaj dublu până la capăt. Erau în sala de consiliu, participau la ședință, dar scoteau cartela la cele mai importante proiecte, care în mod evident trebuiau să fie făcute în București, spunând că prin votul lor, de fapt, mă ajută pe mine să mă laud că am făcut un proiect. Dar să dea Dumnezeu să se laude toți premierii României și toți miniștrii și toți primarii și toți președinții de consilii județene numai într-o laudă să o țină, numai să facă toată lumea câte ceva. Dacă asta este până la urmă problema, măcar să avem atât de multe proiecte, autostrăzi, spitale, șosele, școli, și să se laude toată lumea, dar să și rămână ceva da. Bun. Și toată lumea să meargă... O politică da.
să meargă la urmă hilară, realmente. Toată lumea să fie împăcată și să meargă la conferințe de presă, numai să se deschidă lucruri. Vă propun, v-am citit cu atenție înainte de emisiune, programul, oferta electorală a dumneavoastră din 2016. Un document destul de stufos. Și aș vrea să începem. Oferta dumneavoastră era axată pe 5 puncte în 2016. 5 piloni i-a asumit dumneavoastră și aș vrea să încep cu primul pilon. A spus că vreți ca după 4 ani de mandat Bucureștiul să fie un oraș în care bucureștenii să le placă să trăiască. Credeți că după 4 ani Bucureștiul a devenit un loc plăcut de trăit? Sunt în continuare foarte multe lucruri de făcut, dar fără a mă lăuda deșanțat în fața dumneavoastră și a telespectatorilor, s-au făcut și foarte multe lucruri. Chiar mai multe decât au fost cuprinse în acel program, pentru că în mod evident, și vreau să fiu sinceră și cu dumneavoastră și cu telespectatorii, la acel moment veneam după 20 de ani de presă și după un mandat de senator, nu aveam cum să cunosc în detaliu situația de la Primăria Capitalei. Culmea, unele lucruri le-am făcut în plus față de proiect și le-am făcut poate mai bine și altele care au fost cuprinse la nivel teoretic în program, sugerate de către echipa de campanie, poate că nu au fost duse la bun sfârșit până la capăt. Sunt, așa cum spuneam, foarte multe lucruri realizate, sunt și rămâneri în urmă, în primul rând din cauza faptului că noi avem o legislație permisivă la contestație pentru achizițiile publice și absolut orice proiect este foarte mult îngreunat de aceste contestații care se fac. Da. În mod evident, transportul public în comun s-a îmbunătățit foarte mult. Aici toată lumea trebuie, adică este de acord, inclusiv opoziția din Consiliu este de acord. Am observat și anumite declarații că am făcut un progres. Avem 400 de autobuze noi, Euro 6, 130 de autobuze hibrid, Mercedes-Benz. Am semnat deja contractul pentru 100 de troleibuze. În această săptămână se analizează ofertele tehnice pentru 100 de autobuze electrice. Iar în ceea ce privește situația tramvaielor, așa cum știți, au fost mai multe contestații și proceduri în instanță. Curtea de apel a respins solicitarea Astra de a anula licitația și suntem în faza de reevaluare a ofertelor. De săptămâna viitoare se va produce o mică revoluție în trafic, apropo de acea expresie, sintagmă, care a fost cuprinsă în programul meu, să spunem, de guvernare locală, care a fost mult criticată pe bună dreptate, în sensul că am reușit, după o muncă asiduă de 2 ani de zile, să determin modificarea legislației în domeniul rutier, astfel încât și în București, ca și în alte capitale din Europa, autobuzul să poată pătrunde pe linia de tramvai, creând astfel o bandă unică. În acest fel se va fluidiza foarte mult circulația. Locul din traseu al autobuzului va putea fi luat de ceilalți participanți la trafic și iată cum calea de rulare a tramvaiului devine doamna primar, de ce nu ați făcut lucrul ăsta din primul an de mandat? Că nu era, ați modificat o lege sau care era problema? Aia putea fi făcută chestiunea asta în primul an de mandat sau primele 6 luni? Nu se putea face chiar din primul an de mandat, pentru că noi la acel moment am vrut să realizăm benzi unice pe carosabil. Da, am făcut un proiect pilot care a eșuat, vă spun sincer, și vă spun și de ce, pentru că nu a fost o colaborare bună la acel moment cu brigada rutieră. Noi nici nu am știut că se demarează proiectul benzii unice în zona Băneasa în acea zi pentru a ne pregăti și în primul rând pentru a informa populația și participanții la trafic. De aceea a fost acel proiect pilot un eșec, ca să spunem pe cea dreaptă, să nu ocolim cuvintele și m-am sfătuit cu mai mulți experți la nivel internațional și mi-au spus că pentru configurația Bucureștiului este mult mai bine să folosim linia de tramvai ca bandă unică și să nu decupăm din carosabil o altă bandă pentru autobuze, pentru că va crea nemulțumire pentru cei care conduc mașinile proprietate personal, așa cum s-a întâmplat la acel proiect pilot din zona Băneasa. Zis și făcut,
Doar că codul rutier nu prevede această variantă, dimpotrivă, sancționează. Deci, practic, șoferii STB puteau să rămână fără carnet, cu puncte și, de asemenea, cu sancțiuni foarte mari, pentru că interzicea până la acest moment codul rutier ca autobuzul să pătrundă pe linia de tramvai. De fapt, orice alt autovehicul are interzis pe linia de tramvai. Nu vreau Doamna să mai primar, aduc aminte, dar se circulă... foștii mei colegi m-au blocat, din păcate, care pentru foști că, repet, colegi? Am început să lucrez la modificări acum 2 ani și jumătate. Păi, ele au asta trecut... spuneam. Ați avut guvernare PSD cu miniștrii de interne, colegi de-ai dumneavoastră din partid. În 2016, dar când dumneavoastră ați... știți foarte bine ce relație am avut eu de la un anumit punct, și anume de 2 ani și jumătate, cu proprii mei colegi, cum am fost exclusă din toate funcțiile și din Comitetul Executiv și din Biroul Permanent. Am fost, ca să spun mai concret, ostracizată și pusă la colț, izolată. Și în momentul în care apelam la colegi sau foști colegi, ca să spun așa, din potrivă, în loc de ajutor, aveam piedici. Dar până e o chestie la urmă, ciudată la un moment dat. Variant... Ați avut o relație chiar foarte bună cu fostul ministru de interne, Carmen Dan. Mi-aduc aminte fotografii și din 2017. Da, plus că nu era o chestie politică, doamna primar. Adică să faci o modificație, o modificare bine legislativă. Și ați spus verbul la timpul potrivit. Fusese o relație colegială. Din păcate, știți bine tensiunile de la vârful PSD. Am fost și noi victime la celor tensiuni. Acum nu mai are rost să ne aducem aminte de ele. Au fost clar blocaje. De asemenea, în Parlament, colegii îmi spuneau că ar vrea să mă ajute, pentru că își dau seama ce proiect bun este pentru capitală, pentru că ar fi într-adevăr acea mică revoluție în trafic pe care o așteaptă toată lumea, pentru că și ei își trăiesc viața tot aici, până pleacă în weekend în țară, 3-4 zile se chinuie tot în traficul din capitală. Până la urmă, important este că am reușit acum pe noua conducere, cu noua conducere, să spunem, a PSD, cu domnul Ciolacu, m-a sprijinit, a vorbit cu parlamentarii. Să știți că doar cei de la PSD și ALDE au votat, deci PNL-ul nu m-a sprijinit în Parlament nici la acest proiect, care în mod evident este foarte bun pentru bucureșteni. Am reușit să avem modificările, inclusiv președintele României a promulgat această legislație și țin să-i mulțumesc pe această cale că nu a blocat acest proiect atât de important pentru bucureșteni. Am Bun. Făcut toate probele tehnice, pentru că nu este atât de simplu. A trebuit să pregătim, în primul rând, terasamentul, de asemenea, conducătorii auto, vatmanii. A fost un proces tehnic destul de anevoios, dar, în sfârșit, săptămâna viitoare demarează, practic, acest păi proiect e bine și pentru București, și sper doamna să fie Firea. Cu vizibilitate în trafic. E bine și pentru București și pentru Cluj-Napoca și pentru marile orașe ale României, pentru că toate sunt au probleme mari cu circulația. Acum e valabil pentru toate orașele Evident. Care au și linie de tramvai, nu doar Doamna pentru primar, capitală. Vă propun să vă adresez întrebări mai scurte ca să putem intra în programul dumneavoastră din 2016 de guvernare locală și să mă oferiți întrebări mai scurte, să intrăm prin mai multe probleme. Da? Ați spus aici în 2016 că veți crea noi piste de biciclete și un transport public integrat ca alternativă la automobile. Ați făcut piste de biciclete? În Sigur plus. Că da. Din nefericire, nu înțeleg de ce pur și simplu în presă nu ajung comunicatele noastre și s-a creat în continuare senzația că a rămas ca pistă de biciclete doar cea realizată pe Calea Victoriei. Am încheiat un tronson de aproape 30 de kilometri, lucrăm acum la alt tronson tot de 30 de kilometri și mai avem încă două. Nu este pur și simplu adevărat. Și unde sunt voie, ăștia 30 de kilometri? Săptămâna viitoare vă invit la Primăria Capitalei și mergem în teren să vă arăt atât ceea ce s-a realizat, cât ceea ce se lucrează în acest moment și care sunt proiectele viitoare în materie de piste de biciclete. Inclusiv proiectul inaugurat săptămâna aceasta, fabrica de glucoză, conține pistă de bicicliști și nu doar desene pe asfalt, ci amenajată potrivit tuturor reglementărilor noua... europene, internaționale în materie de siguranță pentru bicicliști. Noua lege a capitalei, o anunțați în programul dumneavoastră electoral.
S-a implementat așa ceva? Am mers cu acest proiect la grupurile parlamentare. Din păcate, nu a existat voință politică. E adevărat, după un an și jumătate de mandat ca primar general, relația mea cu conducerea formațiunii politice din care fac și acum parte s-a răcit foarte mult, în afară de faptul că mi s-a amputat bugetul, mi s-au anulat și toate celelalte proiecte în derulare, inclusiv fuziunea Elcen-Curadet, inclusiv transferul centurii ocolitoare a capitalei la primărie pentru ca acest obiectiv de investiții să fie finalizat. El trenează și în acest moment. Nu se lucrează practic pe acest șantier. Pe toate celelalte șantiere ale capitalei se lucrează, fie că sunt ale primăriei capitalei, fie că sunt ale primărilor de sector. Din păcate, la centură nu se lucrează. Este vreme bună și este mare păcat. În perioada următoare voi anunța public un pact cu cetățenii pentru centura ocolitoare a capitalei, în care vom solicita încă o dată guvernului să transfere acest obiectiv de investiții la municipalitate în vederea finalizării, deoarece am dovedit, dacă acum 4 ani se putea spune că nu am experiență sau că nu voi duce un proiect la bun sfârșit, acum nu mai există aceste motive. Am preluat podul Ciurel la execuție fizică și stadiu de 10%. Este gata deja, îl dăm în exploatare. Am preluat de asemenea pasajul Nicolae Grigorescu Splai Dudescu la stadiu de execuție 10%. L-am finalizat, îl dăm în exploatare. L-ați preluat de la Ministerul Transporturilor. Am finalizat foarte multe obiective din infrastructura mare și de aceea am argumente să solicit să se transfere centura la capitală, având, repet, dovada vie că pot să aduc la bun sfârșit un astfel de proiect acolo, de infrastructură mare. Doamna primar, acolo sunt niște proiecte deja în desfășurare, s-au făcut licitații, sunt și proiecte pe bani europeni. Vreți să le transferați la primăria capitale proiecte deja existente? În sensul cum se ăsta? Lucrează? Cum să facem altfel? Dacă s-ar lucra, nu aș mai spune nimic, dar dumneavoastră știți foarte bine și orice persoană care ne urmărește și a mers în Europa sau în străinătate în general, noi ca primari putem să construim oricâte pasaje, oricâte poduri, oricâte supralărgiri în interiorul orașului. Din moment ce traversarea acestuia se face prin centru, niciodată nu vom putea cu adevărat să rezolvăm problema traficului sufocant în capitală și de asemenea poluării. Tocmai pentru că nu avem centură ocolitoare. Este inadmisibil să nu avem această centură ocolitoare a capitalei câtă vreme avem atât de mare nevoie de ea. Și repet, am înțeles, sunt niște contracte, s-au grăbit să organizeze niște licitații, numai să nu o transfere la primărie, au încheiat niște contracte. Dar dacă am vedea că duduie acolo mașinile și lucrările, nu am mai spune nimic, dar trimiteți o echipă să vedeți sau luați imagini de pe camerele de luat vederi. Doamna pur primar. Și simplu nu se lucrează. Este aceeași situație ca și la prelungirea Ghencea. Pe zona, pe partea unde este proiectul primăriei se lucrează continuu și sunt muncitori pe teren și lucrarea este în ritmul pe care l-am stabilit și pe zona Domnești unde lucrează GNAIR-ul nu este nimeni. Deci asta este, probabil n-au primit bani, probabil guvernul nu le-a dat bani constructorilor, nu s-au plătit facturile și aceștia și-au retras angajații din teren pentru că alte explicații nu există. Da, doamna primar, dar dacă le mutați la primăria capitalei, o să vă loviți de aceleași probleme, pentru că finanțarea rămâne la stat. Nu cred că aveți bani de la primăria capitalei să finanțați bucățile de centură ale Bucureștiului. Noi suntem cei mai interesați să se rezolve această problemă. Guvernul are 100 de alte investiții, 200 de alte investiții. Probabil fiecare parlamentar, mai ales cei care sunt acum în arcul guvernamental, se duc peste premier, se duc peste ministrul transporturilor, peste ministrul de finanțe și cer să se realizeze o anumită investiție. Și fiecare cedează în funcție de prietenie sau de cine insistă mai mult. Dar pentru noi, pentru bucureșteni, fie că aici ne-am născut sau aici am venit acum 30 de ani, cum este situația mea și am rămas, fie adoptive ai acestui oraș superb, este cel mai important să terminăm acest obiectiv de investiții. Prin urmare, resursele puține câte sunt s-ar îndrepta pentru finalizarea centurii ocolitoare a capitalei. Și vreau doar o secundă să vă mai spun. Noi avem un grad de îndatorare de doar 8,5%, 8,7%. Maximum legal este de 30%.
Deci în momentul în care Ministerul de Finanțe, prin CAIL, acceptă să ne creștem gradul de îndatorare, ceea ce este absolut normal să se aprobe pentru toate municipiile care au solicitat acest lucru, inclusiv municipiul București, atunci noi cu adevărat, pentru că suntem solvabili, putem să luăm orice credit de pe piața privată și să ne plătim toate aceste obiective de investiții și să nu-i lăsăm pe constructori fără facturi achitate, astfel încât ei să-și retragă angajații de pe amplasamente. Bun, așa este. Toate orașele mari din România au în administrarea lor centurile și au reușit să facă investiții. Da, dau exemplu Clujului, da, unde s-au făcut investițiile astea acum foarte mulți ani. E greu de crezut, ca să închidem subiectul, dacă vechea guvernare PSD nu va da centura, această guvernare liberală să vă dea dumneavoastră acest obiectiv. Apropo de mare infrastructură... Dar pot să vă spun ceva, doar 30 de secunde. În programul național de guvernare al PSD, atunci când s-a participat la alegerile parlamentare, erau prevăzute și aceste capitole. Deci nu în programul meu, eu nu am îndrăznit în programul meu de guvernare locală, eu am amintit, dar repet, în programul de guvernare, la păi nivel național, ce v-a care spus s-au câștigat doamna alegerile primar? Parlamentare. Ce v-a spus era Liviu Dragnea? Transferul centurii la primărie, transferul Elcenului la primărie și de asemenea o discuție foarte serioasă pentru metroul bucureștean. Cum știți, M5, magistrala M5 nu este încă finalizată, drumul Taberei, cetățenii suferă foarte mult. De asemenea, a fost un ritm foarte scăzut de melc, iar despre M6, magistrala gara de nord aeroportul internațional, încă nici nu putem să vorbim, pentru că proiectul nu a demarat. De aceea spun, este o mare diferență între guvern, care are mai multe proiecte de care trebuie să se ocupe, și între primăria capitale. Pe noi ne doare sufletul, pentru că noi aici trăim, aici muncim, ne întâlnim cu oamenii pe stradă, și vrem cu adevărat să rezolvăm aceste probleme. Nu este a 100-a problemă, la noi e prima problemă, traficul. Doamna primar, ce v-a spus Liviu Dragnea sau foștii dumneavoastră, foștii conducători ai PSD? Dacă acolo era o echipă, da, Liviu Dragnea conducea. Ce v-a spus când, după alegerile din 2016, ați avut aceste discuții? Că nu pot să nu cred că n-ați avut asemenea discuții cu Liviu Dragnea. Erați la guvernare deja din 2017, ați intrat la guvernare cu majoritate mare în Parlament, dumneavoastră, cei de la PSD. De ce n-au mutat aceste obiective conform proiectului de guvernare și înțelegerilor pe care ați avut atunci? Ce-au motivat? Deși nu-mi face nicio plăcere să lovesc într-un om care este într-un moment greu, este căzut, cum se spune, din punct de vedere politic, deși văd că acum dă interviuri ca și cum nimic nu s-a întâmplat, dar sunt nevoită să spun pur și simplu care a fost situația. Și pentru că mă întrebați și nu vreau să credeți că mă ascund după cuvinte, că tot găsesc scuze și dau vina pe alții, dar nu am argumente. Am avut foarte multe discuții în primul an de mandat. Am fost de nenumărate ori și la sediul din Chiselev și la Parlament și de fiecare dată mi s-a spus da, trebuie să faci proiecte mari pentru București, ai câștigat, noi nu trebuie să facem ca dreapta care a condus capitala și uite ce a ieșit din București după atâția ani de zile, peste 25 de ani de guvernare de dreapta, pentru că întotdeauna Consiliul General a fost de dreapta, chiar dacă am avut un primar care nu era neapărat de dreapta, dar practic era nevoit să facă ceea ce îi spunea PDL și PNL. În fața mea, toate lucrurile erau bune și frumoase, se organizau grupuri de lucru cu ministrul transporturilor de la acea vreme, cu ministrul finanțelor de la acea vreme, cu ministrul dezvoltării regionale, ne întâlneam, notam, făceam planșe, proiecte, gata, acum se face tot. Și așa am înțeles că după ce plecam eu, le spunea colegilor, sper că înțelegeți că am glumit. Lăsați-o în pace, Gabi vrea să-mi ia partidul și vrea să candideze la prezidențiale, de aceea se agită atât să facă proiecte mari în București, pentru că ea de fapt vrea să-mi ia partidul și să fie candidatul PSD la Cotroceni. Eu am aflat acest lucru de la colegi, pentru că eu nu mă lăsam doar cu o discuție și o promisiune la sediul de partid. Mă duceam tot timpul la ministere, mă duceam în audiențe, voiam să mișc lucrurile, mă zbăteam, cum spune românul. Și mi se spunea cu capul plecat, nu am ce să fac, pentru că șeful a zis că tu vrei să iei partidul și vrei să faci lucruri mari, să candidezi la Cotroceni.
M-am dus și i-am spus, am aflat că dumneavoastră aveți suspiciunea că eu muncesc acum și vreau să am realizări mari, ca peste 3 ani să candidez la Cotroceni în locul dumneavoastră și să vă iau partidul. Dați-mi ceva, să vă scriu, să vă notez, să vă semnez o Biblie, să vă jur că nu vreau nici să conduc PSD, nu vreau nici să candidez la prezidențiale și dați-mi voie, domnule Mănăstire, să spun și actualei conducerea PSD. Deci să nu mai fiu blocată și pusă la zid sau păcălită, pentru că nici acum nu doresc nici să conduc PSD și nici să particip la prezidențiale peste 4 ani și nu știu cât. Văd că sunt alții care nici măcar nu s-au terminat alegerile prezidențiale bine și deja se înscriu în cursă. Nu am această grandomanie să mă consider cea mai bună, cea mai potrivită pentru astfel de poziții. Deci asta a fost întotdeauna. Am fost păi asta, considerată primar, un pericol pentru se discută președintele partidului și pentru dorința sa de a evolua foarte mult pe această scară a politicului. Asta se discută. Noi, presa, și aveți o activitate și o experiență în presă recunoscută, nu mai e cazul să o amintesc eu. Colegii dumneavoastră, doamna Firea, întrețin aceste discuții pentru că există chiar discuția asta în ideea că veți câștiga al doilea mandat, vreți să preluați conducerea Partidului Social Democrat. Nu este vina presei că pune aceste informații pe masă, pentru că ele vin tocmai de la colegii dumneavoastră. Dar haideți să mergem mai departe. Deci, practic, ați fost dusă cu zăhărelul, să zic așa, de către fostul lider PSD și, practic, înțelegerile legate de marile proiecte de infrastructură nu s-au concretizat. Da? Centură, metrou, ați spus și alte lucruri. Văd aici, în programul de guvernare al dumneavoastră din 2016, o idee ciudată la prima vedere, conectarea la rețeaua fluvială prin canalul București-Dunăre și prin portul de la 1 decembrie. A scris în programul dumneavoastră. Ce era cu proiectul ăsta? Se mai face? Era un proiect și este în continuare un proiect foarte bun. Din păcate sunt atât de multe urgențe pe care le are Bucureștiul sau priorități, încât acest program, care, repet, ar trebui să își găsească atenția, la un moment dat rămâne practic doar o speranță, pentru că noi trebuie să rezolvăm cu rețeaua de termoficare, iată, cu traficul, cu poluarea, cu spitalele. Bucureștiul, por la Marea Neagră, por la Dunăre, mă scuzați, nu cred că este o greșeală, cred că este un proiect foarte bun. Am avut mai multe întâlniri cu primarii, pentru că am prins doi de la Viena și le-am spus despre acest proiect, Bucureștiul Port la Dunăre, și de asemenea ceea ce s-a făcut în perioada de dinainte de 1989. Practic sunt banii românilor care au fost investiți în această zonă. Proiectul la Revoluție era destul de avansat, aproape jumătate realizat, lucrările nu s-au mai conservat, din păcate. Am fi putut avea irigații pe toată zona Bărăganului și de asemenea am fi avut o zonă de relaxare la Dunăre, la care ar fi putut ajunge bucureștenii foarte rapid. Am prezentat acest proiect pentru a obține finanțare europeană, inclusiv la Bruxelles. Acolo nimeni nu a râs, nimeni nu a strâmbat din nas, ca să spun așa, numai la noi. Când am venit cu acest proiect acum 2 ani și jumătate, presa l-a întâmpinat cu malițiozitate și cu ironie. Nu este vorba că l-am abandonat, dar am spus că dacă reacția este aceasta, să mă ocup serios de celelalte urgențe, de celelalte priorități, și acesta până la urmă va fi la un moment dat realizat, pentru că este extrem de benefic. Eu nu voiam la acel moment să folosesc fonduri locale, fonduri interne, pentru că acestea nu sunt suficiente. Bucureștiul contribuie cu 25% la PIB-ul țării, se întoarce la primăria capitalei doar 0,6% din PIB, o sumă foarte mică, deci un procent foarte mic comparativ cu contribuția bucureștenilor. Eu voiam să obțin fonduri europene sau fonduri externe, ori să ni se permită să ne împrumutăm, ceea ce nu s-a acceptat la acel moment. Și nu voiam să grevez bugetul nostru intern cu acest proiect, despre care ar fi spus orice bucureștean că e bun și vor să ajungă la Dunăre foarte repede, într-o zonă foarte frumoasă de agrement. De asemenea, și transportul pe fluvii este mult mai ieftin decât orice alt transport. Bun. Asta se știe deja. Deci ar fi fost beneficii
foarte mari, și comerciale, industriale, turistice și agricole. Bun, vă propun să discutăm puțin despre termoficare și apoi despre școli și grădinițe, pentru că văd aici, ca o remarcă personală, cred că ați făcut un program de guvernare, nu spun stufos, dar v-ați spus foarte, foarte multe obiective, prea ambițios, ca să zic așa, față de ce se putea face în mod realistic în București. Ați spus la un moment dat că vreți ca fiecare școală să fie dotată cu un after school. Discutăm despre asta, dar prima dată vreau să vă întreb, tot în program ați scris că vreți să faceți centrale de cogenerare pentru a rezolva problema termiei din București. Câte ați făcut centrale de cogenerare în ăștia 4 ani? Aceste centrale de cogenerare pot fi realizate, în primul rând, cu fonduri interne, dar și cu fondurile europene, pentru care am muncit 4 ani de zile să ajungem în situația la zi pe care o avem în acest moment, și anume că am depus deja, am înregistrat în MySmith cererea de finanțare nerambursabilă de 330 de milioane de euro pe POIM, Programul Operațional Infrastructură Mare. Altfel am fi pierdut această sumă foarte importantă, atât pentru cogenerare, cât și pentru reabilitarea rețelei de termoficare, care este foarte veche, foarte îmbătrânită, de 50-60 de ani, și de aceea sunt și avarii în rețea, în special în anumite zone ale capitalei. Mă veți întreba, dar de ce au durat 4 ani de zile ca să luați aceste fonduri europene? Asta nu înseamnă că nu am reabilitat nimic. Am reabilitat aproape 300 de kilometri de rețea de termoficare cu resurse interne, dar vă dați seama că această sumă ne ajută să reabilităm aceste conducte în cea mai mare parte a capitalei. Pentru că de la momentul semnării acestui contract, practic nici în ultimul an al domnului Oprescu și nici în anul în care am avut un primar general interimar din partea PNL, nu s-a făcut absolut nimic pentru reabilitarea rețelei de termoficare. Nu s-a reparat nu un kilometru, nici un centimetru din rețeaua de termoficare, și de asemenea nu s-au făcut aceste documente, fără de care banii de la Bruxelles nu au cum să vină. Bun, doamna primar, Doamne ferește dacă urmează încă 2-3 ani de contestații în justiție, pentru că toate aceste licitații cu mize financiare foarte mari, da, discutăm de peste 300 de milioane de euro, ele sunt urmate inevitabil de contestații în justiție, care durează ani de zile în România. Pot să vă dau un exemplu, dar nu mai avem timp. Chestiunea legată de after school, da, echiparea fiecare școli cu un after school în funcție de infrastructura existentă. Programul meu de guvernare locală cuprinde atât, să spunem, promisiunile, angajamentele mele față de bucureșteni, cât de asemenea promisiunile colegilor mei primari de sectoare, pentru că, așa cum știți, potrivit legii, spitalele sunt administrate de Primăria Capitalei, iar școlile și grădinițele de către primările de sector. Practic, acest capitol se referă la activitatea colegilor mei primari de sectoare, care, într-adevăr, au realizat în acești 4 ani foarte multe unități after school la școlile pe care le au în administrare. Primăria Capitalei are doar 12 grădinițe sociale și în această vară amenajăm încă alte 3 creșe și grădinițe sociale, în special în sectoarele care sunt deficitare în acest moment privind locurile în astfel de unități de învățământ. Da, mergând mai departe, văd aici o chestiune legată de mediu. Dacă ne puteți spuneți, pentru că a fost o temă intens dezbătută chiar la început, înainte de pandemie. Văd aici un centru de monitorizare a aerului în București. Aveați o idee de a face centuri verzi în jurul Bucureștiului, pe centurii, pe râul Dâmbovița. Erau mai multe proiecte pe zona de mediu. Ce ați reușit să faceți? Da, mă bucur că mi-adresați această întrebare, pentru că de 4 ani de zile luptăm și sper să nu fie lupta în zadar, atât pentru a avea o centură ocolitoare a capitalei, cât și pentru a avea o centură verde a capitalei, și cred că avem deja o bibliotecă de dosare și de corespondență cu toate ministerele. În acești 4 ani de primar general am avut vreo 5-6 prim-ministri cu care am colaborat, vreo 200 de secretari de stat și vreo 100 de miniștri, ca să spun așa. Nu se poate realiza
centura verde a capitalei, până când CNAIR nu stabilește clar și odată pentru totdeauna culoarul de expropiere pentru centura rutieră, pentru că ele sunt legate una de cealaltă. În momentul în care avem culoarul de expropiere clar stabilit pentru centura rutieră, în proximitate se amenajează centura verde. Vreau să vă spun că i-am rugat cu cerul și cu pământul să ne spună și nouă până la urmă care este situația. Nici astăzi, deci nici în acest moment, noi nu avem clarificată situația exproprierilor pentru centura ocolitoare a capitalei. E adevărat, e vorba și despre județul Ilfov. E adevărat, o mare responsabilitate este a Consiliului Județean Ilfov, dar cred că, așa cum spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, mai ales că este un guvern PNL, cred că miniștrii de resort, în special ministrul transporturilor, poate să aibă o informație certă de la Consiliul Județean Ilfov, astfel încât să se odată imprima un ritm alert la centura rutieră și de asemenea amenajarea centurii verzi. Mai avem exact 50 de secunde, știți cât de prețios e timpul în televiziune, mai ales când ai multe lucruri de punctat. Vă întreb sincer, acum chiar pe finalul intervenției, după aproape o oră de discuție, chiar a meritat acești 4 ani, până la urmă, având în vedere cum arată administrația publică din România? Pentru că înainte de experiența asta de primar general, vă era bine. N-aveați mari bătăi de cap. În Senat era mult mai ușor. 4 ani, aproape 4 ani de zile am reprezentat cetățenii în Senatul României. I-am pus și eu amprenta pe câteva legi, spun eu, folositoare românilor. Într-adevăr, ultimii 4 ani au fost foarte grei. Nu m-am așteptat ca proprii mei colegi care m-au susținut din conducerea partidului să fie chiar, cum se spune, călăii mei, că realmente au fost călăii mei în domeniul administrativ, tăindu-mi bugetul, făcându-mi zile fripte și ajungând până la urmă în spital, pentru că am trecut pe vremea aceasta, doamna eram primar după a treia intervenție chirurgicală, cam chiar, ăsta e bilanțul, știți? Da, chiar nu mai avem timp. Vă invit în studio însă să continuăm discuția. Mulțumesc pentru intervenție. O seară bună în continuare, numai bine!